Orașul de pușcărie. Da, trecut au ani în orașul de pușcărie. Dar pentru unii e bine, deși ei se plâng. Aici este locul unde se evadează zilnic din sărăcie, unde dacă ești înfometat, sigur ai șansă să izbândești doar prin invidia parvenitismului. Pentru că rețeta supraviețuirii la oraș e mai simplă. Se rezumă la fizică sau iluzionism. Atât. Secretul îl afli pe parcurs. Duci sau ești dus de nas. Ai condiție fizică bună, ești din categoria baza coloanei, poți să cari din ce în ce mai mulți acrobați. Mai lejer este să fii iluzionist. Să vinzi modele de idealism, de libertate între patru ziduri sau scânduri, ce se nimerește. Oricum, când te trezești, viața e furată. Dar stai liniștit, timpul trece, doar pietrele rămân, pentru că sunt nesimțite și nu le mănâncă nimeni, decât în basme.